Polițiștii compartimentului de analiză și prevenirea criminalității Argeș desfășoară activități preventive în locurile aglomerate în zona centrelor comerciale, unde se întâlnesc cu părinți, bunici și copii, cărora le transmit recomandări cu privire la comportamentul preventiv acasă, pe stradă și în trafic, despre interacțiunea cu persoanele necunoscute, grupul de prieteni, bullying și consecințele acestuia, precum și despre accesarea în siguranță a rețelelor de socializare sau utilizarea internetului. De asemenea, polițiștii Biroului Siguranța Școlară Arge și polițiștii compartimentelor Sisteme de Securitate verifică dacă la nivelul unităților școlare sunt puse în practică măsuri de siguranță, atât ca organizarea apazei, cât și pentru prevenirea răspândirii infectărilor cu coronavirus. Un alt aspect verificat de polițiștii rutieri a fost modul de realizare a transportului școlarilor. S-au verificat peste 140 de astfel de autovehicule, realizându-se instruiri atât cu conducătorii auto cu privire la conduita preventivă pe timpul efectuării transportului, cât și cu coordonatorii acestui tip de activitate cu privire la respectarea scopului pentru care au fost destinate. Și în perioada următoare, polițiștii argeșeni vor continua să desfășoare activități pentru a le asigura copiilor un cadru sigur din toate punctele de vedere pentru un nou început de an școlar.